asta, nu mă faceți să par mai bun decât sunt. Din viețile mele sunt cât se poate de banale și de conformiste și cred că asta i-ar fi displăcut profund lui Ezra Pound, cel puțin celui din Ghid spre Cultură. E un pic complicat să vorbim despre cărțile astea pentru că, pe de o parte, pentru a pune bine în ecuație ceea ce înseamnă ABC-ul lecturii 1934 și ceea ce înseamnă The Guide to Culture 1938, trebuie neapărat să ținem seama de cine a fost Ezra Pound și care este, de bine să spun, temperatura interioară a minții lui Ezra Pound. Foarte scurt, imposibil de sintetic și imposibil de imprecis, Pound este tipul de om care poate simultan să fie de o cruntă erudiție și de o la fel de cruntă inaderență la ideea de erudiție, poate să fie radical și caustic pe de o parte și profund solitar pe de altă parte. Dacă a avut geniu în poezie, dacă a avut geniu în lectură, e bine, trebuie să-i concedem mai mult decât atât și un geniu în amorsarea micilor comunități. El este cel care, în fond, nu influențează doar tineri scriitori la începutul secolului al XX-lea. El îl preia, îl ia pe umeri pe deja maturul, deja aproape bătrânul William Butler Yeats și îl ajută pe Yeats să devină ceea ce s-ar fi cuvenit să devină încă mai devreme. Pound este tipul de medicament pe care îl arunci într-un pahar, oricât de inodor, incolor și insipid ar fi el, și se dizolvă schimbând însele proprietățile lichidului din acel pahar. Ei bine, cum în asemenea om lucrăm? Iar acest om pe care acum îl avem ilustrat în acest volum, conținând o bună parte dintre eseistica lui mare, eseistica lui de amplă respirație, face un foarte bun pandant celui pe care îl regăsim în volumul anterior publicat de Humanitas sub îngrijirea lui Horia Roman Patapievic, cel din 2014, cred, sau 15 chiar, a cărui receptare, spre uimirea mea, a fost destul de turbinată, destul de discretă și mai degrabă vinovată. M-am întrebat cum se face că o carte cum e aceea, o carte care conține, iată, primele volume ale lui Ezra Pound, cred că este perioada de până la 1920, și care pe deasupra conține o cronologie admirabilă, o biografie în sine, o biografie pe eșantioane, nimic altceva, care pe deasupra conține unul dintre cele mai forte studii asupra modernității, definită cu totul altfel decât o definesc, știu eu, maestrii de manual, pe care îi cunoaștem foarte bine, modernitatea poeziei, așa cum o surprinde Horia Roman Patapievic, fotografiindu-l acolo pe Ezra Pound, e pur și simplu un tip de teorie cu care s-ar cuveni să operăm nu doar în cazul lui Pound, ci s-ar cuveni cel puțin să încercăm în cazul întregii modernități, fie ea anglosaxonă sau nu. E bine, spuneam, mă întrebam cum de cartea aceea a avut ecouri atât de discrete, atât de mici. Pe de o parte, răspunsul elegant e acela că a inhibat. În momentul când te trezești pe birou cu un monstru de 900 de pagini în care aproape fiecare rând ajunge să îți contrazică principiile și așteptările și comoditățile, e un pic de rușine, fie cititor, fie de calibru, fie de duminică, și preferabil e să taci. Varianta cealaltă, mai puțin elegantă însă, e aceea că tăcerea din jurul acestei ediții e provocată tocmai de rutinele noastre. Nu ne prea convine să le schimbăm. Ne place să băltim în supa călduță a propriilor convingeri, ne place să credem despre literatură și despre poezie niște lucruri agreabile, mărunte, burgheze, victoriene și mai știu eu cum, suspinând și
ferindu-ne ca de tămâie de cine știe ce efecte culturale. Ei bine, iertați-mă că încep de acolo, încep vorba unui personaj din Caragiale, de la 1828. Încep de acolo, de la 2015, pentru că țin să subliniez ceea ce înseamnă proiectul acesta în întregul. Având o admirație neprefăcută față de volumul al doilea, țin să pun volumul al doilea în prelungirea celui din tâi. Și țin să fac asta inclusiv de dragul exemplarei traduceri pe care a reușit-o Radu Vancu aici. Despre ea însă va veni vorba un pic mai încolo către tine. Prin urmare, îl avem pe Ezra Pound acum disponibil în două volume. Înțeleg că până la urmă vor fi 5. Ce este cu acest ABC al lecturii, un titlu ofensator, până la urmă, de ce vreunul dintre noi ar avea nevoie să fie alfabetizat între ale lecturii, fiindcă noi așa învățăm în clasa întâi să citim și asta ne e absolut suficient. Ei bine, radicalul Pound este la antipodul unei asemenea păreri ușoare, a unei asemenea păreri respirabile. Din punctul lui de vedere, marea cultură, care e cu necesitate una în primă fază grav europeană și se întinde, știu eu, de la anticii latini în primul rând și până la poeții medievali francezi și trecând prin ei până undeva în preajma lui Shakespeare, pe care îl ocultează printr-o mișcare de șol elegantă. Ei, din punctul de vedere al lui Ezra Pound, marea poezie poate fi învățată prin eșantioane. Vă rog, citiți ABC-ul lecturii fără să aveți în minte vreunul dintre lucrurile pe care dumneavoastră le știți deja despre poezie și fără să vă formulați cine știe ce așteptări emoționale. Veți vedea că după un capitol consistent și contrariant, Pound inserează o mică antologie de texte, unele de pildă ovidiene, dar negreșit în traducere engleză, pe care le glosează doct, le glosează elegant, cu note de subsol dure și cu câte o frază în care veți avea la dispoziție un soi de lupă, un soi de microscop care vă va indica precis punctul asupra căruia trebuie să vă concentrați ca să înțelegeți unde are loc acel declic, acea scânteie care naște poezia și care face ca poezia să nu fie orice altă formă de discurs. Ajung acum la cea de-a doua carte care compune acest al doilea volum, și anume la Ghidul spre cultură. O să observați, doamna Denisa Comănescu lansa deja un soi de invitație la Juxte, spunând că vom afla cu toții de la ce vine acest cultură cu un TH. Ei bine, vine de la ma și cu capa. De la mare antipatie pe care Pound o resimte în fața unui sistem cultural opresiv și prea rigorist. Opresiv și prea rigorist înseamnă în anii 30, atunci când scrie el, sistemul filologiei germane, sistemul universității germane, pe care el o abhoră, care lui îi repugnă și pe care vrea să o persifleze, nu printr-un exercițiu de memorie, nu printr-un exercițiu de studiu riguros individual, evident că a făcut lucrurile astea, evident că a trecut prin ele, ci cu deosebire printr-un soi de plonjon în marea cultură. Vă rog să nu vă temeți că această carte, scandaloasă fiind, e neapărat scandaloasă din punct de vedere politic. Prietenii cu care am vorbit în repetate rânduri, fie ei poeți sau pur și simplu intelectuali sau pur și simplu oameni care frecventează marile texte, au sentimentul că în acest ghid spre cultură s-ar găsi lucruri neplăcute, lucruri pe care le putem plasa repede sub o etichetă extremistă și, da, din păcate, sunt câteva
trimiteri admirative către nume, cum e cel al lui Mutolini, dar vă rog să mă credeți, nu aici e scandalul. Nu aici e scandalul acestei cărți. Atât de simplu să te revolți pentru ceea ce sare în ochi și atât de dificil să intri tu însuți pe calea revoltei pe care Paul ți-o cere. E bine, cartea acestei revolte este ABC-ul Lecturia, este, iertați-mă, Tip spre cultură, iar ceea ce el încearcă să facă acolo este să dezinstaleze din mințile noastre tot sistemul de operare pe care îl avem aproape nativ. Noi ca intelectuali sau ca simpli cetățeni ai un spațiu european, să-l dezinstaleze deci și să lase acest microprocesor, această memorie RAM care e creierul fiecăruia dintre noi, creierul cultural al fiecăruia dintre noi, să-l lase apt pentru a se întâlni cu ceea ce este valoros în materie de gândire, cu ceea ce este valoros în materie de scris, cu ceea ce înseamnă literatură și mai ales aici veți fi puțin șocați cu ceea ce înseamnă economie. Pound are aici niște afirmații care pentru oamenii care citesc numai decât în fața unui șemineu și așezați numai decât într-un jilț, pot părea scandaloase, pot părea niște spiere de urechi. Și anume, nu putem, nu avem voie să reconstituim, zice el, biografia unui mare artist, unui mare intelectual, fără să-i verificăm conturile. Pentru că trăim într-o epocă a cămătăriei, trăim într-o epocă în care banul ajunge să fie el însuși o instanță simbolică, să se autogenereze, prin urmare a nu recunoaște asta și a nu ne feri de asta la timp, poate dăuna inclusiv rutinelor noastre intelectuale. Suntem într-un fel virusați de un fel de a gândi care ne vine de acolo și pe care, din pudoare, da, suntem pudici în ce privește lucrurile mundane, lucrurile uneori joase, uneori meschine, care invadează însă perpetu ceea ce se cheamă spațiu cultural. E bine, afirmații ca acestea, spunem, sunt mai grave pe fond, sunt mai cutremurătoare pentru omul din fiecare dintre noi, decât o afirmație până la urmă aproape benignă, în care Pound găsește în Mussolini într-o chiparea nu știu cărui concept economic al lui. Aia e o poveste până la urmă oarecare. Sigur că numele lui Mussolini sunt definitiv tarat, șocul există, dar nu vă opriți la asemenea șocuri. Permiteți-vă să le aveți pe acelea dintre ele care sunt substanțiale și nu periferice. Ei, nu mai lungesc foarte mult vorba, vreau să vă evoc, dacă tot am vorbit de omul Pound, un episod din 1926, când acest poet de origine americană transplantat în Anglia, nemulțumit de Anglia, fugitiv la Paris, apoi fugitiv în Italia și așa mai departe, supărat pe tot ce înseamnă spațiu cultural care nu se ridică la nivelul minții lui brilliante, ei bine, acest poet nu găsește altceva mai bun de făcut decât să compună o operă. O operă care se cheamă Testamentul lui François Villon și care are premiera la Paris în 1926, într-o sală pe care și-o amenajează și în care, țin să vă anunț, e vorba de o operă cântată integral cu instrumente medievale. Era un conservator, era un om care privea spre trecut atât cât să le resusciteze. Make it new, e deviza lui. Ia instrumentele muzicale, le face noi, ceea ce n-ar fi neapărat surprinzător. Surprinzător e că în distribuția acestei orchestre, Pound se inserează pe sine însuși și anume ca toboșat. Pound bate toba în cadrul operei pe care el o inventează și care, spun specialiștii, nu e chiar atât de rea cum ar putea fi opera unui necunoscător în muzică. Nu e muzicologic vorbind chiar la pământ. Am dat acest amănunt cumva ca să vi-l apropii pe acest om straniu și neapropiat în general.
Cătălin apropii și că ajung odată cu cuvintele acestea la o întrebare și un răspuns parțial legat de motivul pentru care Paul își alege tocmai Tober. E cel mai zgomotos, e cel mai deranjant, e cel mai, nu neapărat cel mai ușor de manipulat instrument din cauza asta, dar felul în care omul ăsta își dorește să printeze în pagină, își dorește să printeze în carte anumite fraze, anumite fragmente care contrazic ceea ce înseamnă ordinea banală a unei vieți culturale, a unei vieți intelectuale, a unei biblioteci și a unei mari biblioteci, îi repugnă aproape toate, și a unui sistem academic, e bine, felul în care Pound aruncă în pagină asemenea fraze este în bună măsură transmisibil prin această imagine a unui om genial care lovește pur și simplu cu bățul într-o membrană întinsă de tip Tober. Mă gândeam să vă ilustrez câteva dintre fragmentele astea, dar nu cred că mai e vreme și vă las pe dumneavoastră să le descoperiți. Eu nu o să spun decât în încheiere că da, ca unul care s-a îndrăgostit acum ceva vreme de Ezra Pound datorită atașamentului unor poeți la care eu încum țin față de Ezra Pound, începând cu Mircea Ivănescu, continuând cu Alexandru Mușina, cu Mircea Cărtărescu, cu Romulus Bucur, cu mulți dintre marcanții poeții generației 80, cu Denisa Comănescu, care undeva în anii 80 chiar are un poem în care există o referință transparentă la Pound. E bine, ca unul care îl citise până acum pe Pound cu aceste două esee în engleză, n-am cum să fiu altfel decât invidios pe Radu Vandu, pentru că traducând această carte și traducând-o atât de bine, a reușit să ducă la capăt un exercițiu de lectură profundă, minuțioasă și intensivă. A fost rând cu rând alături de cuvintele lui Pound, ceea ce oricât l-am citit noi, nu poate niciunul dintre noi să facă. E ceea ce un critic de demult spunea despre istoria lui Călinescu. Datoria cuiva care vrea să fie critic literar este pur și simplu să ia un creion și să transcrie rând cu rând această istorie din 1941. E, Radu Vancu a transcris-o rând cu rând, a transcris rând cu rând două volume din integrala Pound, dar le-a transcris pe românește, ceea ce e o garanție pentru el, pentru poezia lui și e o bucurie pentru noi ca oameni care scot cărți din bibliotecă și le lasă neapărat pe noptieră. Vă mulțumesc și fericitări!